Nenumăratele probleme create de infecțiile intraspitalicești cauzate de nerespectarea unor reguli stricte în ceea ce privește igiena a determinat Ministerul Sănătății să elaboreze o serie de ordine stricte pe care le impune spitalelor în ceea ce privește modul de supraveghere și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale, mai cunoscute sub denumirea de infecții intraspitalicești sau nosocomiale. În acest sens s-a elaborat și un ordin privind organizarea regimului de pază și al regimului de acces în spital a vizitatorilor. Spitalele sunt obligate să aibă un regulament de ordine internă și de organizare a spitalului care prevede cele două circuite speciale, cel al pacientului și cel al vizitatorilor. Țin să reamintesc că spitalul are obligația de a respecta ordinele Ministerului Sănătății, adică ordinul 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, ordinul 1365 din 2008 privind organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitățile sanitare publice cu paturi, ordinul 1284 din 17 februarie 2012 privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice. De asemenea, angajații spitalului au obligația de a respecta regulamentul de ordine internă și regulamentul de organizare și funcționare al spitalului, care prevede circuitele funcționale ale spitalului, circuitul pacientului și circuitul vizitatorilor. Consultațiile în regim de urgență sunt asigurate de medici doar în centrul de primiri urgențe, restul consultațiilor fiind asigurate în baza biletelor de trimitere de la medicii de familie în cabinetele ambulatoriilor de specialitate. În cazul secțiilor cu profil chirurgical, pacienții externați care revin la pansamente sau control sunt triați de asistenții medicali. Dacă medicul curant se află în sala de operații și pacientul nu poate aștepta, există posibilitatea la cerere să fie consultat de un alt medic liber la ora respectivă. Astfel, țin să reamintesc pacienților care se adresează Spitalului Municipal Roman că, pentru consultațiile în regim de urgență, acestea se efectuează în centrul primiri urgențe și pacienții se adresează cadrelor de acolo. Consultațiile pacienților cu bilet de trimitere de la medicul de familie pentru orice specialitate se efectuează în ambulatoriu integrat spitalului. Toate secțiile și compartimentele spitalului au cabinete de ambulatoriu, iar medicii specialiști coboară în ambulatoriu conform programului afișat pe ușă. Rugăm pacienții să nu mai insiste la serviciul de pază să treacă pentru a merge pe secții, pentru consulturi, pansamente sau altele. Pacientul trebuie să se prezinte la cabinetul din ambulatoriu, unde sunt asistenții medicali și în funcție de motivul pentru care au venit, este chemat medicul de pe secție. Pentru secțiile chirurgicale, unde medicul poate fi în sala de operație, dacă pacientul nu are răbdare să aștepte medicul care este în sală și dorește să fie consultat de către un alt medic, poate fi consultat de către alt medic. Conducerea spitalului a elaborat conform ordinului Ministerului Sănătății și un program de vizite în spital care va avea loc de luni până vineri între orele 15 și 20, iar sâmbăta și duminica între orele 10 și 20. Pacienții aflați în stare gravă postoperatorie și care se află în ATI, respectiv la terapie intensivă, pot primi aparținători în baza unui bilet de voie semnat de medicul curant cu specificația perioadei și orelor de vizită. De asemenea, rugăm aparținătorii să respecte orele de vizită de luni până vineri, între orele 15 și 20, iar de sâmbătă și duminică, orele 10-20. Pentru pacienții gravi, pacienții care se operează în ziua respectivă sau pacienții internați în secțiile de ATI, li se va permite vizita și în afara orelor de program cu bilet de voie semnat de medicul șef de secție, cu specificația perioadei și orelor de vizită. Romașcanii sunt rugați să respecte aceste noi restricții impuse de Ministerul Sănătății, motivat de frecvența și gravitatea infecțiilor asociate asistenței medicale, și să înțeleagă că este în interesul pacienților care, după o intervenție chirurgicală, au sistemul imunitar slăbit și pot contacta cu ușurință tot felul de boli care le pot pune viața în pericol.